Bun găsit, stimați telespectatori, emisiune electorală împreună cu primarul și candidatul Coaliției pentru Maramureș la funcția de primar al orașului Borșa, Timiș Ion Sorin, așa va fi pe buletinul de vot. Nu? Da. Bine am spus. Așa a fost și la ultimele Dacă două. Se putea, puneați și Neluțu? Nu era cazul. Deja lumea locuitorii din Borșa mă cunosc ca și Timiș Ion Sorin. Bine ați venit. Prietenii și în familie se folosește acest diminutiv de Neluțu după taică-mă. Și n-ați ajuns la, știu, la ideea asta ca și oamenii, știu, locuitorii, să vă spună domnul Neluțu. Nu, doar prietenii. Și acum cred că am trecut într-o nouă etapă de la Neluțu care se folosește când ești copil. Acum sunt și eu destul sunteți de... Sunteți matur din de punct matur. De vedere am un băiat politic. De 20 ani, mâini pe mâini s-a însurat, avea copii. Dar bun, prietenii tot Neluțu vă spun, aia da, e foarte clar. Da. Prietenii și cei din familie... Neluțu. Bun, dacă erați la început, parcă v-ați fi dorit să puneți Neluțu, pentru că, mă rog, să nu fie confuzii cu alți timiși. Păi, când eram elev aici în Baia Mare la liceu economic și mă sunau acasă, nu erau atunci telefoane mobile, era altă tehnologie de la vremurile de atunci, și sunau acasă și răspundea maică-mi la telefon și clar, colegii întrebeau dacă Sorin e acasă, maică-mi zice, aici nu locuiește niciun Sorin. Deși e acasă foarte, foarte Neluțu. Obișnuită cu Neluțu. Bun, câți candidați aveți? 7 candidați sunt la fotoliul de primar și 8 partide și-au depus listă pentru Consiliul Local. Care e partidul fără candidat? ALDE are doar listă de consilieri locali și nu are... Și cum joacă? Sprijină pe actualul primar sau? Da, așa au declarat că sprijină actualul primar și în condițiile în care vor prinde loc de consilier local vom colabora și vom face o alianță în cadrul Consiliului Local. Spuneți-mi, care sunt temele de atac din partea contracandidaților noastre? Păi, în general, mă rog, dacă sunt atacuri. Împotriva unui primar în funcție, se încearcă să găsească lucrurile care nu le-a făcut. Deși sunt foarte, foarte puține lucruri pe care nu le-am făcut sau pe care le-aș fi promis și încă nu sunt finalizate. Și mai puțin se vede partea plină a paharului. Dar fiecare încearcă să găsească diferite... Hai să luăm invers. Care sunt alea? Și de ce nu sunt făcute? Că nu-i gata și eu, rețeaua de canalizare să fie fiecare casă racordată la rețea de canalizare. E un proiect foarte, foarte mare care trebuie foarte mulți ani ca să-l pui în practică. Când ați preluat mandatul, cât la sută din Borșa era, știu, racordată la canalizare, apă? În 2012 am preluat un oraș, atunci am ajuns viceprimar alături de Partidul Verde și de Toader Mihali. Am preluat un oraș sau, mai bine spus, un sat cu blocuri. Un prieten spunea că Borșa și Bișeu e un sat cu blocuri. Cu o canalizare nefuncțională, cu o rețea de alimentare cu apă improvizată, cu drumurile într-o mocirlă de nedescris, cu școlile aproape dărăpânate și surpate, cu o infrastructură rutieră zero, fără niciun metru de asfalt, toate drumurile erau praf, inclusiv drumul național, legătura între Borșa și Baia Borșa. Toate aceste lucruri au trebuit luate de la zero, au trebuit refăcute prima dată, puse la punct ca să funcționeze și apoi să îmbunătățești calitatea serviciilor pe care le asigurăm noi, cu un sistem de colectare a deșeurilor inexistent. Zeci de tone de deșeuri le-am colectat din toate colțurile Borșei, din zona de blocuri, din zona râurilor. Acum lucrurile funcționează, fiecare casă din Borșa are drum accesibil până acasă. 250 de km din rețeaua stradală de 350 de km au deja asfalt. Doar în acest an am asfaltat 58 de străzi, în această vară. Iluminat public funcțional. În această vară 58 de străzi? 58 de străzi s-au asfaltat în această perioadă, începând ce cu iulie. Însumate, ca și kilometri? Ca și kilometri sunt aproximativ 45-46 de kilometri de străzi, dar ca și număr de străzi, 58 de străzi. În principal sunt străzile care pleacă din drumul național stânga-dreapta sau din drumul care face legătura Borșa-Baia-Borșa și încet se va extinde până se va ajunge la ultima casă cu drum asfaltat. Asta e o temă, să zicem, de atac. Altceva? Că anumite proiecte sunt de fapt făcute de alții și eu le-am implementat. Normal, fiecare primar preia o parte din proiectele pe care le-au lăsat predecesorii, apoi să face mai departe. Stați un pic la redarea. Pentru Borșa, iertați-mă, să implementezi un proiect e un lucru mare. Aduceți-vă aminte de noastră trebuie vrând nevrând să regândiți și să implementați ulterior proiectul ăla mare cu gondola și așa mai departe. Nu? Păi proiectul cu telegondola l-am discutat aici la dumneavoastră de mai multe ori. Eu asta spun. Aduceți-vă aminte în ce stadiu era
Am văzut acum un mesaj pe care îl promovează Partidul Național Liberal, inclusiv în Borșa și la nivel de județ. Da, eu aș dori să vorbesc la nivel de Borșa. Mesajul lor este: punem Maramureșul pe roate, punem Borșa pe roate. Știu sigur că în 2012 Borșa era pe chituci sub conducerea liberală și acum nicio șansă ca ei să mai poată face ceva. Ne-am trezit atunci cu multe proiecte abandonate, o parte dintre ele cu banii cheltuiți, dar nefinalizat, cum este stația de depurare din stațiunea turistică, cum era Telegondola, banii cheltuiți și lucrările nefinalizate. Drumul de Baia Borș era în situația în care nu s-ar fi finalizat. Campusul școlar, un proiect de 8 milioane de euro, abandonat înainte să înceapă, deși aveau banii la dispoziție. E greu să credem că acum ei s-au schimbat. În mare parte sunt cam aceleași persoane acolo care încearcă să preia cumva conducerea sau administrația orașului din Borșa. Din 2012 încoace, tot ceea ce s-a început s-a finalizat. Am promis multe lucruri pe care le voi face în perioada de mandat. Am făcut mai mult decât ceea ce am promis. Și, în general, promit doar ceea ce știu că fac și încerc, ca de fiecare dată, să fac mai mult decât ceea ce am promis. Deci asta ar mai fi una și alta? Asta e foarte interesant. Borșa e interesantă din punct de vedere sociologic, inclusiv la partea asta de campanie electorală. Este o efervescență fantastică. Sunt bătălie așa de suprafață sau în subteran. Ce se mai vehiculează acolo? Și cred că dumneavoastră sunteți principalul subiect, să zicem, de discuție, nu? Păi, întotdeauna primarul în funcție este acolo. De exemplu, Partidul Verde, cu candidatul lor, se tot plânge de vreo 6-7 săptămâni că a fost alungat la primărie și că el e cel care poate salva orașul. Da, bun, dar ai fost acolo, ai renunțat. După 6 ani de zile, 7 ani, încă nici eu și nici locuitorii din Borșa n-au primit un răspuns clar de ce ai plecat. Într-o parte spune într-un fel, în cealaltă parte spune într-un fel. Poate știți mai bine. Păi eu bănuiesc din motivul din care a plecat. În momentul în care am discutat cu el față în față, mi-a spus un alt motiv la care nu m-aș fi așteptat niciodată, dar las totuși pe el să-l spună până la urmă adevăratul motiv pentru care a plecat. Un lucru e clar. Știți? Eu bănuiam unul, el mi-a spus altul, am rămas așa cumva în dubii. Un lucru e clar, că pe cineva minte. Acum vom vedea dacă a mințit pe mine sau a mințit poporul cu televizorul, dacă tot se folosește această... Da, bine, într-un fel trebuie să-i mulțumiți că v-a deschis într-un fel calea în politică, nu? Întotdeauna am spus-o și la dumneavoastră și în alte situații. Datorită lui am ajuns în administrația locală. Dacă nu pleca, probabil ascensiunea dumneavoastră era un pic... Eu n-am zis că era imposibil. Acum, era un pic temporizată. Atunci, la momentul la care a renunțat, solicitarea lui era: renunțăm amândoi. Mă, eu nu fac un pas înapoi, am promis că mișcăm lucrurile în Borșa, nu cred că borșenii merită să întoarcă la cei care au fost și care nu au făcut nimic 12 ani. Eu rămân, atât timp cât voi putea să fac ceva pentru oraș, voi rămâne la cârma orașului. Asta cine nu poate să-și ducă mandatul mai departe? Da. Cred că în 2013 prima dată mi s-a cerut să demisionez eu pentru a pune în funcția de viceprimar un fost viceprimar pe care noi îl blamasem cumva, îl criticam în campania electorală. Zic, bun, dacă nu a fost bun acum 6 luni, de ce e bun astăzi? Păi nu, că facem, unim dreapta, stânga. Nu știu dacă noi chiar știm ce e dreapta, ce e stânga. Sigur, tu nu știi ce e dreapta sau ce e stânga, dar eu nu fac acest pas. Dacă consilierii locali vor decide că vor să pună pe altcineva viceprimar, să o facă ei, pentru că ei sunt și cei care m-au ales pe mine ca și viceprimar, ei pot să mă și trimit acasă. Consiliul local nu a acceptat schimbarea. Ulterior, el și-a depus demisia. De 2 ori știu că i-am aruncat-o eu la coșul de gunoi. Mai odată a renunțat el, ca până la urmă, totuși, demisia a fost înaintată către prefectură și a renunțat la mandat. Am înțeles. Ziceați de contracandidații noastre, că vorbesc de, evident, de lucrurile pe care în viziunea lor nu le-ați terminat, să spunem. A zis de partea de canalizare, apă, asfaltări. Deci, a zis de unde ați preluat și unde ați ajuns acum. Ar trebui să aveți bugetul unui sector din București ca să terminați într-un mandat ceea ce nu s-a făcut în 50 de ani în Borșa. Fiecare primar încearcă să se scuze că nu a putut face anumite lucruri, că nu au fost bani.
Păi, cu bani toată lumea poate să facă. Orice prost, da. Păi, acum banii trebuie să-i aduci. Nu este numai problema banilor, pentru că sunt și timpul proceduri, necesar. Și proceduri. Adică nu poți să faci un proiect de canalizare, ai pușcat din dege și mâine toată lumea are rețea de canalizare. Sau ai pușcat din dege, toată lumea are cadurile îngropate și alimentarea cu energie electrică în subteran. Sunt proceduri, este timp de implementare acestor proiecte, dar s-au făcut pașii necesari, se pleacă de la coloana vertebrală, adică nu pot să fac canalizare pe stradă dacă nu am unde să o racordez, dacă nu am acea magistrală. S-a făcut stație nouă de epurare, vechea stație de epurare pe teritoriul comunei Moisei, am făcut stație de epurare pe teritoriul orașului Borșa, s-a făcut magistrală de canalizare de 13 km din zona centrală și până în spre stațiunea turistică. Un alt pas, se va extinde rețeaua de canalizare până în stațiunea turistică și tot orașul va fi legat la o singură rețea de canalizare, la o singură stație de epurare. În ce se numește Vital sau nu mai sunteți? Nu, în 2012 Borșa a ieșit din proiectul Vital. Da, și ați fost de acord la vremea aia? Păi, toată lumea a fost de acord, toată populația în oraș și Consiliul Local a votat ieșirea din Vital. Da, deci și astăzi susțineți că e bine așa să fiți independenți din punctul ăsta de vedere. Astăzi prețul la apă și canal în Borș este jumătate decât în cei care sunt înscriși în Vital. Adică inclusiv în Baia Mare. Investițiile pe care noi le-am făcut în ultimii ani sunt aproape la nivel, vorbim de volumul de muncă, nu de valoare. Sunt aproape făcute. Proiectul Vital nu avea cuprins în investiții și alimentarea cu apa cartierului Baia Borșa. A fost lăsat deoparte ca și cum Baia Borșa nu facea parte din Borșa. Păi tu când preiei serviciul de apă și canal dintr-un oraș, păi îl preiei ori pe tot, ori nu preiei numai ce-ți convine ție și restul nu. Pentru că în cartierul Baia Borșa lucrurile erau mai complicate un pic ca să poți să le rezolvi, dar au preluat doar ceea ce era deja făcut. Și asta e rezolvată la Baia Borșa? Nu, astăzi în Baia Borșa s-a rezolvat partea de presiune la robinet, pentru că era o presiune foarte scăzută. S-a refăcut ceea ce era nefuncțional, stația de tratare a apei, era funcționa pentru un bypass, din râu ajungea direct în robinet. S-a rezolvat partea de stocare a apei, pentru că totul funcționa din ce se prelua, se ducea direct la robinet în momentul în care era secetă sau scădea presiunea, nu avea apă. Cum să alimentezi. Acum se va lucra pe îmbunătățirea calității apei pe care o furnizăm. Este o sursă de apă de suprafață și procedurile de tratare și preparare a apei este diferită și mai greoaie decât cea de subteran. Se lucrează în continuare la acest lucru până când toată populația din Borșa va avea apă potabilă. Deci dumneavoastră aveți la Borșa jumătate din preț tariful pe metru cub, jumătate față de da, față de cei care Vital, sunt operați de către Vital. Bun, și aveți și profit la societatea care administrează canalul? În momentul în care am realizat, am depus documentația la ANRSC pentru aprobarea prețului la apă și la canalizare, s-a mers cu profit de 1%, pentru că nu ai voie 0, ci 1% era profitul. Și concadrați în profitul ăsta de 1? Păi, până acum, deci nu are dacă nevoie, nu te încadrezi, ANRSC îți modifică prețul. Nu. Apa și canalizarea nu au voie să fie subvenționate. Și astăzi, dacă erați în Vital, aveați cât e în Baia Mare? Nu știu cât e prețul în Baia Mare exact, dar din ceea ce îmi spun șefii de serviciu de apă și canal... Voi mergeți cu jumătate de preț. Da. Asta e ideea. Mai sunt anumite aspecte care le-am văzut în ultimele zile prezentate, că trebuie să facem mai aia, dar lucrurile sunt deja făcute, adică implementarea ghișeului unic, plata online a impozitelor și taxelor și a amenzilor, solicitarea unui certificat fiscal în sistem online, comunicarea către autoritatea locală a problemelor care sunt în oraș. Avem platforma City Health, se numește, unde fiecare cetățean din oraș poate să transmită, inclusiv cu fotografie, problemele pe care le întâlnește în oraș. Și o groapă apărută în asfalt, o gură de canal spartă, un stâlp de iluminat public nefuncțional. Toate acestea funcționează. Deși eu văd că sunt teme de campanie pentru cei care candidează, 100% au rămas în urmă cu vreo câțiva ani de zile și nu știu că aceste lucruri sunt deja implementate. Această platformă City Health am implementat-o împreună cu Banca Mondială. A fost un proiect prin care ne-au pus la dispoziție această platformă. O perioadă de 2 ani de zile se testează în Borșa. Suntem singura localitate din Maramureș care are această platformă. Și văd că sunt teme de campanie, dar ele deja sunt funcționale. Și atunci înseamnă că ei totuși nu sunt la nivelul la care ne așteptam și promovează ceea ce au promovat în urmă cu mai mulți ani de zile, au rămas în campaniile electorale din vremea respectivă. Dar ce o să vă faceți că în momentul în care nu o să aveți, să zicem, majoritatea efectivă în Consiliul Local, va trebui într-un fel sau altul dintre candidații ăștia
nu, să formați o majoritate și unul dintre ei poate chiar să fie viceprimar. Păi, prima deci aici dată... trebuie să aveți foarte mare grijă, că s-ar putea să, prin jocul ăsta politic, să aveți un viceprimar, mă rog, să vi se impună prima dată realitatea, este unul de ăsta care e decalat vis-a-vis de realitatea din Loc. Este o campanie electorală pe care noi o promovăm acum, o bătălie electorală în această perioadă. Dorința noastră, de aceea am și pus listă de 19 consiliere, se de a obține maximul de consiliere. Cealaltă partide și-au pus 6 consiliere, 10 consiliere. Cât estimați că veți lua? Păi, acum nu vreau să spun, minim și maxim. Cu siguranță Coaliția pentru Maramureș la Borșa avea o majoritate și în Consiliul Local, tocmai pentru a duce mai departe proiectele pe adică care le-am început și nu au fi blocați. La un 50+1. Păi, asta este intenția peste tot. Fiecare primar și dorința și lucru. Putința. Păi, asta se va vedea în funcție de votul pe care deși e posibil să se obțină majoritate. Eu zic că da, este posibil să obținem o majoritate în Consiliul Local și să putem să ducem lucrurile mai departe. În condițiile în care nu se va obține, vor fi alte discuții care se vor purta după data alegerilor. Văd că v-ați impus punctul de vedere aici pe lista de consilieri. Cu excepția, dacă nu mă înșel, unui lup singuratic de la PPL PSL sau cum se numește? Sunt doi membri ai partidului PPU, a Partidului Popular Umanist, care fac parte din coaliție. Vasilie, Timiș Vasilia și Vasilia, Mihali Gavrila. Vasilia? Vasilia. Da. Vasilia, n-am mai auzit numele ăsta. În Borșa se folosește, nu, pe o doamnă. Da. Este Vasilia? Avocat de profesie. Da. Vasilia, da. Am înțeles. Și al doilea este Mihali Gavrila. Da, de sunt singurii membri care nu sunt din cadrul PSD. PPU PSL, scuze. Roman Ionel Daniel, primul pe listă. Este proprietarul hotelului Roman, primul hotel din Borșa cu centru spa și cu piscină acoperită. Este cel care a crescut nivelul serviciilor de cazare care le oferea Borșa în urmă. Deci cu a ridicat ștacheta. Ștacheta foarte sus, aș spune eu. Ulterior, după el, au venit și celelalte hoteluri din zonă și încearcă să ridice ștacheta, în așa fel încât la Borșa să existe și condiții de 5 stele la unitățile de cazare. E bine, că crește concurența până la urmă. Eu l-apreciez foarte mult pentru că putea să investească cei peste 2 milioane de euro și în altă parte. Dar a vrut, nu, obligatoriu în Borșa, el este borșan și în Borșa investești. Acolo și-a făcut și casă. A lucrat afară, nu? Da, este venit din afară și acum mai are activități în afara țării, dar activitatea cu turistică din Borșa. Dacă în construcții, construcția menajerii interioare, în special în zona Milano. Deci din Italia. Da. Păi știți că Borșa... O familie unde e? Nu, familia este în Borșa, soția are două fete care urmează cursurile școlare la Borșa. Viața de zi cu zi și-o trăiește la Borșa, dar are și activități în afară. Am înțeles. Țentea Viorel. Țentea Viorel este coproprietarul hanurilor Țentea, cel din Pasul Gutâi, fostul Han Pintea, cel din Pasul Șetref, din zona dealul Ștefăniții. Și ei sunt... Deci Horeca pune mâna pe... Păi, dacă suntem o stațiune turistică de interes național, cu dorința de a deveni stațiune balneoclimaterică de interes național, acesta este și obiectivul. Ei sunt cei care au investit, ei sunt cei care ar trebui să își impună cumva punctul de vedere în administrarea orașului. Mihali Laura. Mihali Laura cred că este prima familie de diasporeni care s-a întors acasă și a deschis o cafenea în zona centrală a orașului Borșa. Mihali Gavrila de la PPU-USL. Este actualul viceprimar al orașului Borșa, inginer de profesie, fost director la întreprinderea minieră. Deci omul tehnic, să spunem, aplicat pe partea de, știu, șantiere, nu? Pe lângă ochiul noastră. Este și președintele Comisiei de Recepție în această perioadă cât este viceprimarul orașului Borș. Dar stați un pic aici, câți Mihali aveți? Ferească bunul Dumnezeu! Așa a fost o coincidență de... 3, 4, 5, 6. Mihali și aveți... Roman. Roman nu prea e de Borșa, nu? Ba da. Roman, da? Grec, Mihali, Țentea? Timiș, Ștețco. Sunt multe familii, sunt multe persoane cu medie Țentea. Mare majoritate este o familie mai numeroasă. Gata, v-am prins. Locul 8. Timiș, Sava. Ceva rudă. Nu este rudă, nu este rudă. Profesoră la liceu din Borșa și din punctul meu de vedere o profesionistă. O tânără speranță a învățământului din Borșa. Timiș, Vasilea. Timiș, Vasilea este avocată. Tot... N-are nicio treabă cu dumneavoastră? Nu. Păi să mai vedem aici. Timiș. Opa, mai aveți aici. Ioan. Niciunul nu e rudă cu dumneavoastră? Nu suntem rude. Nici Gică, nici Ion și nici... Nici Gică, nici Ion, nici Ion. Ștețcu, iarăși. Aici aveți o problemă. Nu știu, trebuie să spui. Ștețcu ăla, alu, Măriuța. Da, se folosește și
poreclă. În catalog la școală, când eram în clasele 1-8, era trecută și poreclă. Păi în catalog? Da, în catalog. În clasă eram, cred că, 5 Timi și Ion Sorin. Și dumneavoastră erați, evident, Neluțu. Nu. Ca și nume de familie, ca și poreclă, după taică-miu, este Durja. Adică se prelua porecla tatălui, da. Se punea și inițiala tatălui, dar în paranteză. Dacă s-ar putea să fie și inițiala identică, Timi și Ion. Șanse foarte mari. Știu că eram jumătate din clasă, dintre băieți, că eram, cred că, 12 băieți, 12 fete, jumătate aveam numele de Sorin. Și eram și Timiș, dar unul mai era cu Petru Sorin, altul era cu Ion Sorin, altul era cu Gavrilă Sorin. Dar Sorin eram cam toți. În clasă. Bun. Mai departe, mai ziceți ceva de consilieri? Păi, dacă mă întrebați, vă mai spun. Dacă doamna Magdalena, Mihali Maria Magdalena, uite, totuși, ca să nu trecem la subiect, nu o cheamă Timiș, dar este rudă cu mine, suntem verișori. Asta e. Este de profesie asistent medical, dar în prezent este administrator al societăților comerciale pe care le dețin. Construiesc un ansamblu sau un complex hotelier în zona intrare în Cârlibaba, ieșire din Maramureș. De ce ați făcut precizarea asta? E temă de atac? Nu. Chiar nu a fost, dar tot a spus de rude. Asta e lovitură preventivă, nu? Și a zis că hai să spun că totuși nu-i Timiș, dar este rudă cu mine, chiar dacă e Mihale. Am înțeles. Danci Silvia Ramona. Dan Silvia Ramona este un administrator de firmă din Borșa. Se ocupă în special cu intermediari în vânzări de mașini, matriculări auto, obține întocmirea de documente. Am înțeles. Deci, în general, oameni întreprinzători, da. Sau, dacă lucrează la stat, oameni foarte activi în domeniile din care provin. Nu lucrează acolo la stat, toți sunt. Nu, a zis de un profesor la stat. Da, da. Doamna Zimbru. Da, Zimbru a fost o puternică contestatară a mea în campania anterioară. Am stat și atunci spunea că dacă se voi demonstra că ceea ce am promis se va și face, atunci va veni alături de mine. Se pare că am făcut ceea ce am promis și a venit alături de mine în echipă. Este și cea mai tânără propunere pe care o avem noi pe lista de consilier local. Are 23 de ani. Exact la limită. 23 de ani, da. Și acum 4 ani era... Da, era puternic. Deci la 19 ani. Era, face parte din tineretul care se implică în politică la nivel de Borșa și a făcut campanie. Cu ce se ocupă, doamnă? Acum a terminat studiile, este doar proaspăt absolvent al facultății, urmează să-și găsească probabil loc de muncă. Doamna Danci, Silvia Ramona, mă rog că-s doi. Am spus, administratorul. Da, și Dancilie? Dancilie este coșarul orașului, să folosești, el este... Asta ca să vă aducă noroc. Da, este și acest punct. Și este și persoana care are contact cu foarte mulți locuitori din oraș, știe problemele cu care se confruntă fiecare. Hornarul este echivalentul unui poștaș, adică intră în contact cu aproape toată lumea. Este și el venit din Occident acasă, a plecat de la zero, un băiat care a trăit în condiții mai grele și în Occident și acasă și acum a reușit omul să-și rezolve un nivel de trai acceptabil. Da, merge afacerea cu coșul. Merge chiar foarte bine. Cât la sută din se încălzește cu lemn? 95% din Borșa se încălzește cu lemn. Lemn, efectiv lemn, nu pe pelet sau mai știu cum. Acum lemn cred că undeva la vreo 70%, că s-a mai trecut pe partea de pelet în ultima vreme. Și gaz? Aveți? Nu, gaz nu avem. Acea magistrală de gaz o așteptăm să ajungă la Borșa. Sunt câțiva locuitori din Borșa care și-au montat sisteme de încălzire pe gaz și folosesc butelii sau rezervoare. De alea mari în curte. Da, în general cu butelii. Este o societate, o firmă care face distribuție și am văzut că multă lume trece de la încălzirea. Și asta ce înseamnă? Apropo, nu e tema de... Nu interesează pe oameni gazul? Sau s-au obișnuit atât de mult cu fie cu plite electrice, fie cu încălzire cu lemn și nici nu interesează mă. Toată lumea spune că ar fi bine să fie gazul la Borșa, dar dacă nu l-ai încă acolo, da, poate că nu simți diferența în momentul în care unde ajuns, o parte magistrala? Vor avea. Nu știu, eu știu că se face în prezent, să fac lucrările între zona între Valea Tisei, cumva între Săpânța și Ognașugatag, urmând ca apoi pe Valea Izei să ajungă spre Borșa. Am auzit la televizor premierul României spunând că de fapt nu vor fi doar un capăt de linie Borșa, ci magistrala va face legătura între Ardeal și Bucovina, iar noi vom fi pe acea magistrală ce leagă cele două regiuni ale României. Stați un pic, nici Bucovina nu e... Nu, Bucovina gaz, are rețea de gaz. Da.
Să facă un cerc, se face o buclă, se face legătura. În momentul în care nu poți furniza din Medieșu Aurit, furnizezi dinspre Bucovina. Nu poți furniza din Bucovina, poate că reușești să furnizezi din Salva. Gazul ajunge până la Salva, la 60 de km. Da, e foarte interesant. România, care are, știu eu, depozite, nu depozite, să zicem rezerve de gaz cât jumătate din Europa, partea asta de rețea de gaz ajunge, nu știu, la 60% din populație. Ah, nu, cred eu că e la 60%. Nici măcar atâta? Nu, nu. Ungaria știți cât are? Spre 90%. Bun, acum trebuie luat în calcul anumite aspecte. În momentul în care în România s-a luat decizia de electrificare a României, în câțiva ani de zile, toată România a fost electrificată. Da, și în anii 50-60. 90 și ceva la sută din populația din România era legată la rețeaua de energie electrică. S-a început apoi povestea cu gazul, dar a venit revoluția și ani de zile nu s-a mai făcut nimic. După care s-a pus teoria, nu are rost să punem gaz, că pentru că oricum nu avem rezerve. Dar nu, la Borșa știți ce se spunea, că pronunțați noastră, să nu zic eu. Nu le trebuie la ăștia gaz pentru că... Da, pentru că există lemn. Dar lemnul nu mai există și confortul alimentării cu gaz este mult diferit față de cel cu... Bun, dar era mai ieftin să-i lemnul care se prăbușea pe stătină. Da, până mai ieri nimeni nu cumpăra lemn. Cum adică? Păi nimeni nu cumpăra lemn. Acum, în ultima vreme, lemnul s-a scumpit. Cum adică nimeni nu cumpăra lemn? Păi era lemnul în spatele curții, îl tăiai și îl băgai pe foc. Acum lucrurile s-au schimbat. Și nu se mai poate tăia. Nu s-a cumpărat, e destul de scump, a ajuns ca încălzirea unei locuințe din Borșa să depășească 2000 de euro pe an. Da, ceea ce e foarte mult. Aproape că e mai rentabil gazul, sau nu? Sigur e mai rentabil gazul. Cu siguranță e mai rentabil și sistemul de încălzire pe gaz este mult mai ieftin decât... Adică una se cumpere o centrală pe gaz, care folosește gazul pentru a produce energia termică, și alta se cumpere centrală pe lemne sau pe pellet. O centrală pe gaz ajunge la 1000 de euro. Complicată, să cureți, da. Să știu eu. Eu acasă de două ori pe săptămână trebuie să fac această operațiune de curățare. Păi trebuie să-l chemați pe Coșar. Da. De multe ori apelez și la serviciile lui, dar în general... Dar apropo, s-a schimbat tehnologia de curățare la coșuri? Dacă tot vine sunt un pic mecanizați acum, nu mai folosesc doar gata acea sârmă care bagă folosește. Da, ea mai există în dotare. Deci aia este standard, doar că poate fi acționată mecanic. Cum mecanic? Folosește o rotopercutor sau folosește alt sistem de... A, și se învârte automat. Mult mai ușor ajunge sus. A, am înțeles, interesant. Bun, trecând acum, ce le ziceți oamenilor? Care e proiectul de suflet al noastră? Știu că e cu pârtea, legată de pârtea. Deci ăsta este proiectul numărul 1, deci fundamental pentru Borșa. Noi trebuie să asigurăm dezvoltarea activității economice în oraș, în așa fel încât populația să-și găsească un loc de muncă în zonă, să nu trească să plece. Cum pot să asigur locul de muncă? Odată prin dezvoltarea turismului, care ar prelua foarte multă forță de muncă din zonă, atât cei care sunt în Borșa, cât și cei care sunt plecați peste hotare și s-ar întoarce acasă, că își transformă casa într-o pensiune, că își construiește o pensiune de la zero sau un hotel, ar putea să asigure undeva la peste 2000 de locuri de muncă doar în această industrie Horeca. Fie ca angajat, fie ca și întreprinzător. Fie ca și angajat, fie ca și proprietar de unitate de cazare. Alături de ei, automat s-ar dezvolta și alte servicii. Da, industria servicii. Alimentară, partea de curățenie, partea de transport. Bineînțeles că este nevoie și de o mică industrie locală care să producă ori produsele cumpărate în zonă, ori să producă ceva care să vină în afara localității sau în afara țării, dar măcar să aibă materia primă în zonă. Că dacă mă duc să aduc piatra de la 300 de km, prelucrez aici și o vând iar la 500, nu merită. Dacă o am în zonă, pot să o prelucrez și adică o trimit mai departe. La ce vă referiți? Piatră cubică, piatră ornamentală. Lemn, ceva din lemn. Da, prelucrarea lemnului, o prelucrare mult mai avansată. Nu doar l-am luat, l-am tăiat, am făcut chirestea și am vândut. O prelucrare mult mai avansată. Sunt mulți care s-au întors deja acasă și și-au făcut astfel de ateliere și automat pot să furnizeze produse de calitate. Puteți mai departe. Puteți face industria alimentară? Tradițională, să spunem, sau ecologică? În primul rând ar trebui să dezvoltăm creșterea animalelor ca să poți produce laptele necesar. Că păi dacă nu aveți pășune acolo? Sau păi sunt pășune acum, trebuie să... N-aveți animale. Trebuie să apară fermierii care să producă această... Dar pășunile astea nu producă subvenții? Păi subvenția e una, iar produsul final e asta. E altul. În momentul în care subvenția s-ar da la produsul final... Altfel s-ar pune lucrarea asta altfel. Deocamdată subvenția se dă pentru a nu face nimic.
Alea, mai... cum se numesc? De mediu, eco, sau cum se numesc? Sunt diverse finanțări, dar astăzi... Agromediu. Astăzi primești bani ca să nu faci nimic. Ai o pășune care ți-i în Parcul Național Munții Rodnei sau în Parcul Natural Munții Maramureșului, dar tu n-ai voie să miști nimic acolo, faptul că ai păstrat... Din contră, trebuie să plătiți bani pentru pază. Noi nu. În momentul în care ai concesionat sau ai închiriat pășunea respectivă... Nu, mă refer la păduri. Aveți păduri, nu? Deci pădurea este altceva. Pădurea este în administrarea ocolii Sildic Alpina, ceea ce este proprietatea primării. Toată este în afara rezervației sau o parte în rezervație? Noi nu avem în cadrul rezervației rezervația biosferei. Noi, primăria. Nici în Natura 2000, nici în alte forme de... Păi toată zona Borșa este Natura 2000. Bun, și puteți tăia acolo sau în anumite condiții? Nu? În anumite condiții se pot face tăieri și în zona de rezervație, dar în ultimii ani, în rezervația biosferei, nu s-a mai permis tăierile. Vă ajută la ceva că există rezervațiile astea? Turistic ajută foarte mult. Din păcate, nu primim nimic în schimb. Turistic? Dacă în rezervație nu puteți face nici măcar o pensiune. Una e dacă eu în promovarea turistică adaug că în zonă există Parcul Național Munții Rodnei, rezervația biosferei, atunci un alt segment de turiști vin în zonă. Și altă dacă așa acolo că în zona Borș există parcul industrial. Da, bun, acum trebuie să recunoașteți că oameni de ăștia care vin, domnule, că e parc acolo, venim să studiem plantele, flora, mai știu eu ce, reprezintă cât la sută din total turiști? 3%, 2%, 1%? Nu, turiștii străini vin foarte mult pentru acest lucru. Dar cât sunt aia, procentual? Anul, exceptând anul acesta cu pandemia, 30% din turiști care veneau în Borș erau turiști străini. Nu, mă refer cei care vin să, domnule, că e rezervație, că e, nu știu, libelula cu... 90% din turiștii care vin la Borșa vin să viziteze Cascada Cailor. În momentul în care în zona Cascadei Cailor ar fi lăsat să facă defrișări sau ar fi funcționat cariera, automat ar fi dispărut și Cascada Cailor. Un om sănătos la cap nu trebuia să aibă, cum să vă spun eu, rezervație sau, zice, zona protejată, să nu distrugă obiectivul ăla. Adică trebuie să fie dus cu capul să distrugă. Deci până nu s-a făcut rezervație în zona respectivă, să făceau tăieri masive de lemn. Era și o carieră de piatră acolo. În momentul în care lucrurile stau altfel, în momentul în care această administrație a Parcului Național Munții Rodnei și-a impus punctul de vedere și a început să facă controle și să interzică tăierile sau distrugerea în zona respectivă, și aspectul zonei este total diferit. Dar să știți că în urmă cu 5 ani de zile, în urmă cu 7 ani de zile, toată partea din fața cascadei era rasă complet, nu exista gram de vegetație. Era un câmp, o pantă fără iarbă, fără copac, fără nimic. Între timp lucrurile s-au îmbunătățit, au crescut din nou acea vegetație forestieră și aspectul este mult mai plăcut. Da, dar este important. Din punctul meu de vedere, pentru a dezvolta turismul în zonă și pentru a atrage mai mulți turiști, este foarte bine că există Parcul Național Munții Rodnei. Că nu există acele despăgubiri pentru proprietarii care au terenul în Parcul Național, este o altă discuție și probabil se va rezolva până la urmă. Eu, în discuțiile avute cu ei și cu Ministerul Mediului, Ministerul de Resort, le-am încercat să primească ceva comunitatea. Dacă nu ne dați voie să facem investiții în zona respectivă, nu putem să producem nimic în zona respectivă decât că o vizităm, nu știu, să primească orașul iluminat public gratuit sau transport public gratuit pe care să-l suporte statul, pentru că și în statul român, în momentul în care declară o zonă parc național, primește ceva de la Uniunea Europeană, să nu crede că nu primim. Poate că media pe Uniunea Europeană este stabilită, și eu, 2,5% din suprafața Uniunii Europene trebuie să fie parc național, dar noi cred că am ajuns la 14-15%. Deci, cât are Maramureș? Aproape de 60%. Și atunci n-ar trebui să primească ceva Maramureș de la cei care nu pot să facă. Adică, tu în București nu poți să faci. Nu vi se pare dubios? De ce România când de luptă pentru băieții ăștia? Am mai spus-o, cred că tot aici mi-e spus. Repetați-o până când cineva, nu știu, să autosesizeze. Ca să poți să stai la masa celor bogați, da? Trebuie să plătești. Noi nu suntem suficienți de bogați ca să putem sta la aceeași masă cu Franța, cu Germania, cu Belgia, cu Olanda. Bun, ce interesau e ca să transforme România în parc național. Exact această poveste. Eu nu pot să fac în Germania foarte multe parcuri, că zona industrializată, și mă înțeleg cu tine, România, fă tu mai mult și pentru mine și în schimb îți dau ceva. Ei, acel ceva probabil că ajunge la nivel de guvern. Da? Dar nu ajunge și la cei care suferă din cauza asta. Adică dacă ar veni și acel ceva către noi... Până ne-a întrebat cineva dacă noi românii, vrem să ne transformăm într-un fel de exponate de, știu, grădină zoologică sau botanică? Știu sigur că atunci când s-a făcut la nivel de Borșa, când s-a extins Parcul Național Munții Rodnei, nu s-a făcut o consultare publică sau un referendum.
s-a făcut forțat, autoritățile locale la acea vreme n-au intervenit, deci, au crezut că este un avantaj, dar de fapt în următorii ani a fost un dezavantaj foarte mare. Astăzi îi avem, îi vedem roadele, dar mulți ani de zile populația a suferit. Da, nu vă puneți întrebarea că majoritatea acestor zone protejate, bun, cu excepția, mici excepții, cea mai mare excepție și e suprafața mare, e vorba de rezervația Delta Dunării. Ok, mă rog. Dar restul sunt majoritatea în Transilvania. Nu vi se pare ciudat? Bun, o să-mi spuneți că zona care trebuie protejată în Transilvania, că e zonă muntoasă, dealuri, mai știu eu cum. Acum nu se face rezervația biosferei în Brăgat, ca să protejeze ce? E adevărat. Da, păi clar că aici ai aspect. Și din moment ce zona Transilvania este atât de râvnită de toate popoarele astea din jur, înseamnă că are ceva special. Resursele de la suprafață, nu te poți ocupa de ele, lemn sau mai știu eu ce, ce să mai vorbesc de resursele din subsol. Da, mă rog, asta e o altă temă pe care trebuie să o dezbată altcineva. Spuneți-mi, de ce trebuie să vă voteze borșenii în continuare, încă un mandat? Și titlul vie sau sloganul, continuăm pe drumul cel bun. Pentru că am început un proiect în urmă cu 6 ani, în care proiect care prevedea transformarea orașului Borșa într-o stațiune turistică de interes național. S-a întâmplat să fim declarați stațiune turistică de interes național, trebuie să facem și investițiile pe care ni le-am propus. Aveți un termen pentru asta? Sau nu? A, nu. Păi, acum investițiile în turism sau în dezvoltarea turistică... Ca să întruniți... Nu, suntem. Suntem stațiune turistică de interes național. Și aveți niște obligații? Păi, obligațiile au fost îndeplinite atunci la momentul la care am fost declarați. Am înțeles. Dar acum trebuie să facem și serviciile pentru astfel de titulatură pe care o avem, să dezvoltăm turismul așa cum este necesar și să creăm acele locuri de muncă în turism. Am promis drum asfaltat până la ultima casă. Astăzi 95% din locuitorii din Borșa merg pe un drum foarte bun până acasă. Așa cum v-a spus Adineaur, 250 de km din rețeaua stradală a orașului Borșa sunt deja asfaltate. Haideți că aici vă ajut. Mai avem 73 de la în de 2014 Borșa. Aveați drumuri accesibile 30%, în 2020 95% din drumuri sunt accesibile. 25% școli reabilitate în 2014, astăzi aveți 65% din școli reabilitate. Străzi asfaltate 15% în 2014, 55% străzi asfaltate în 2020. Corpuri de iluminat public pe LED în 2014 0, acum aveți 70%. Și acum ce e interesant pentru 2024, cred că fiecare borșan a primit un asemenea pliant probabil, dar trebuie să repetăm. Pentru 2024 tot ceea ce v-am spus trebuie să fie 100% rezolvat. Drumuri accesibile, școli reabilitate, școli asfaltate, corpuri de iluminat public pe LED. Acesta este proiectul meu pentru Borșa, în ceea ce înseamnă asigurarea condițiilor de trai pentru populație. Sunt cele 4 puncte pe care populația le cere. În toate studiile pe care le-am făcut, asta au cerut. Drumuri, asfalt, iluminat public și școli, bineînțeles, pentru copii. Fără educație, lucrurile nu ar putea să meargă. Dar în 2024, oare ce o să-și dorească în Borșeni? Cu siguranță, în 2024 nu ar mai trebui să fie acea problemă, vrem drum sau vrem asfalt, pentru că lucrurile vor fi rău. Vor dori altceva. Să nu credem că cei care stau în Paris sau cei care stau în Londra îs mulțumiți și au tot. Găsesc că oricum e prea mult trafic. Am văzut în Barcelona, de exemplu, au făcut referendum că nu mai vor turiști. Adică știm că e unul dintre cele mai vizitate sau orașe nu tipul ăsta de turism agresiv, să spunem. Da. Și la Borșa anul acesta a fost o sufocare a localității cu numărul foarte mare de turiști. Va trebui să rezolvăm anumite probleme tocmai pentru a nu afecta funcționarea orașului sau dezvoltarea orașului acest număr mare de turiști. Da, pentru că azi nu pot intra acasă, mâine nu pot ajunge, turiști. La un moment dat o să apară această nemulțumire. Nu o să apară la modul general în oraș și în anumite puncte unde e foarte aglomerat și eu, cum e zona complexului turistic sau zona Pietroasa, unde numărul de turiști este foarte, foarte mare. Domnule primar, în încheiere, ce le transmiteți de aici, din Baia Mare, de la oarecare distanță de Borșa? Borșenilor care stau încă pe gânduri, analizează tot felul de opțiuni, oferte? Maramureșul s-a schimbat foarte mult în ultimii ani. Azi dimineața am venit de la Borșa până la Baia Mare în mai puțin de 2 ore și nu am dat nici într-o groapă. Drumul foarte bun, indiferent pe ce zonă vii, se lucrează și pe Valea Izei, va fi finalizat cât mai curând. Adică în ultimii ani de zile Maramureșul s-a schimbat. Cu conducerea la nivel de Maramureș care a fost. Baia Mare s-a schimbat. Eu am locuit aici între 90 și 95 în Baia Mare. Lucrurile erau mult diferite. Astăzi orașul asigură cele necesare pentru un trai decent în localitate.
Dacă în Baia Mare lucrurile s-au schimbat, în Maramureș lucrurile s-au schimbat, în Borșa s-au schimbat foarte mult, în fiecare localitate din Maramureș vedem că lucrurile sunt mai bune, că putem circula, că avem drumuri, că avem iluminat, că sunt școli, că funcționează cumva Maramureșul, vin turiști, împreună putem să mergem mai departe. Cu administrație la nivel de județ, așa cum a fost și până acum, în persoana lui Gabriel Zetea, care a venit întotdeauna cu sprijin și cu ajutor în dezvoltarea localităților și în obținerea de finanțări pentru proiecte mari, cum sunt și proiectele de la Borșa, drumul național, proiectul de canalizare și stație de proare, proiectul Telegondolă, cel mai mare investiție în turism din ultimii 20 de ani din România. Nu a fost niciodată o astfel de investiție în România, sau cel puțin în ultimii ani. Toate acestea, dacă le vom duce mai departe, încă 4 ani, încă 8 ani de zile, Maramureșul va fi într-adevăr un magnet și o atracție, atât pentru turiștii care vin în zonă și pentru cei care sunt în tranzit, dar mai ales pentru maramureșenii care au plecat din zonă și își doresc să trăiască acasă la ei, ca și în Occident. Acest lucru îl putem promite, acest lucru l-am arătat că îl putem face. Ani de zile s-a spus, nu putem că nu sunt bani. A spus întotdeauna, nu banii sunt o problemă, ci organizarea și felul în care te gestionezi. Cu bani poate oricine să facă. Dacă nu ai bani și reușești să faci acest lucru și apoi să-ți vină banii, este mult mai bine. Prima dată trebuie să oferim ceva și apoi trebuie să cerem banii. În momentul în care vom sta cu banii în cont, lucrurile nu vor fi foarte clare. Înseamnă că ești un prost administrator. Într-o societate comercială, într-o firmă privată, nu este benefic ca banii să stea în cont. O societate comercială nu este benefic să aibă depozite în bănci. Nu înseamnă că nu știi să folosești banii. E, exact așa este și la administrația publică locală sau județeană. Nu cred că populația din Borșa sau din Maramureș își dorește ca primăria sau Consiliul Județean să n-aibă datorii și să meargă prin noroaie. Nu, dar ce mă interesează pe mine? A, dacă plătesc mai mult impozit decât am plătit înainte, da, mă deranjează. Dacă impozitul e același și eu am servicii de calitate asigurate de către administrația publică locală, este foarte bine. Puțin îmi pasă mie că orașul are datorii sau nu are datorii. Eu mă duc pe asfalt, copiii învață în condiții foarte bune la școală, avem iluminat public, avem o siguranță în localitate sau în județ. Nu mă interesează pe mine ce datorii are o localitate sau un întreg județ. Împreună, Gabriel Zetea, primarul din Baia Mare și toți primarii din Maramureș și Maramureșul istoric la un loc, putem să transformăm Maramureșul într-o atracție și într-un loc în care maramureșenii plecați să spună, da, mă întorc acasă. Mulțumesc tare mult! A fost alături de noi Timiș Ion Sorin, din nou ca și pe buletinul de vot din 27 septembrie, candidatul Coaliției pentru Maramureș la funcția de primar al orașului Borșa. Îi mulțumesc! Succes în continuare! Succes tuturor candidaților, mai ales din Borșa, tuturor celor care candidează pentru o funcție de consilier local, primari sau președinți de consilii județene. Cel mai bun să... Cea mai bună ofertă pentru Maramureș să se învingă și la județ și la fiecare comună și oraș din județul Maramureș. Încă o dată mulțumesc, succes cu telespectatorii noștri, ne reîntâlnim, sper, sănătoși la o nouă ediție de emisiune electorală, ediție specială.